Dragostea este oarbă, iar Cătălin Bordea, 38 de ani, a văzut pe pielea lui că Zicala este reală. Prietenii săi au simțit că focul iubirii dintre Livia, 33 de ani, și Spike, 38 de ani, ar urma să-i strice mariajul perfect comediantului. Au încercat să-l avertizeze în fel și chip, dar juratul de la iUmor, îndrăgostit lulea de bruneta sa, nici măcar n-a vrut să audă. Enervați la culme că fratele lor de la Antena 1 pare legat la ochi și neagă realitatea, au scos artileria grea, l-au amenințat pe cântăreț. Cătălin îl băgase pe Spike în cercul lui de prieteni, aici mă refer la stand-upperi. Erau mereu împreună, până într-un moment în care unul dintre ei s-a prins că ceva este dubios între Spike și Livia și a zis lui Bordea. El, din păcate, nu a crezut, nu a luat lucrurile în serios, nici nu ar fi putut să conceapă așa ceva. Micuțu și Cortea, în schimb, au crezut povestea și au avut grijă să-l excludă de peste tot pe Spike. Nu mai vorbesc cu el de luni întregi, l-au șters de pe social media, l-au anunțat că nu este binevenit în cercurile lor. Unii, nu aș da nume, chiar l-au amenințat că îi rup picioarele dacă îl prind. Bordea tot o consideră o exagerare, parcă nu-i venea să creadă, până când au apărut poze cu ei doi sărutându-se, a declarat un apropiat de-al actorului.